În ultimii ani, Primăria Municipiului Drobeta Turnu Severin a demarat un amplu program de modernizare a parcărilor, aleilor și zonelor pietonale, schimbând cu totul imaginea orașului. Astăzi vorbim despre reabilitarea aleii care face accesul de la Palatul Culturii Teodor Căstescu către cetatea medievală, o alee extrem de tranzitată atât de severineni, cât și de turiștii ajunși în zonă. Înțeleg că de la 5 grade în sus se poate lucra, da. Și văd că vă apropiați de final. Da? Da. Deci rampa aici și dincolo, acolo, nu? Acolo sus, da. Da? Și acolo bucățele alea două. Acolo dacă ne ajută vremea, într-o săptămână e gata? Maxim o săptămână. Maxim o săptămână. Chiar dacă una din prioritățile primarului Marius Creciu a fost reabilitarea cartierelor marginale ale municipiului, întrucât cetățenii care locuiesc acolo să beneficieze de aceleași condiții ca cei care trăiesc în zona centrală. Acesta vrea ca municipiul Drobeta Turnu Severin să fie o carte de vizită atât pentru locuitorii săi, dar și pentru turiștii care aflați în zonă vor pleca cu o impresie extraordinară despre orașul de la Dunăre. Astfel, edilul orașului Marius Creciu depune toate eforturile pentru a crea cele mai bune condiții pentru ca zona centrală a orașului, unde se află atâtea monumente istorice, să fie fără de cusur, iar aleea ce face legătura între cele două edificii este în curs de reabilitare. Este vorba de o alee de acces din zona Palatului Cultural către cetate. Era ultima piesă lipsă din ceea ce am clădit în zona centrală. Străzi asfaltate, alei, teatru era făcut și a rămas această alee de acces prin parcul Dragalina, într-o stare jalnică atunci când ne-am apucat noi de ea. În acest moment nu este o lucrare mare, dar e o lucrare foarte importantă pentru cei care ne trec pragul orașului, pentru turiști și pentru severineni. Face legătura și între zona centrală și fântâna, singura fântână potabilă din Turnul Severin. Această alee este una foarte tranzitată, iar pe lângă turiștii care admiră monumentele istorice, aceasta vine și în sprijinul cetățenilor care merg la singura fântână cu apă potabilă din municipiu, iar până acum accesul era unul foarte îngreunat. Reabilitarea acestei căi de acces este o inițiativă extrem de lăudabilă și este meritul domnului primar Marius Creciu, care a insistat pentru această zonă, care este extrem de accesată de oameni. Fie că merg zi de zi spre fântână, este un punct de interes pentru comunitate, fie pentru sutele și miile de turiști care vin în zona aceasta să viziteze, să vadă fântâna arteziană, teatru și mai cu seamă cetatea cu o cale foarte interesantă spre port. Este o alee de maximă utilitate și este un lucru foarte bun că ea s-a consolidat și are și o zonă de acces pentru persoanele cu dizabilități, care este un fapt extrem de notabil. Cetatea medievală tronează în această zonă ca un important punct de atracție turistică, dar și impunătoarea clădirii a teatrului. Este un ansamblu care ne bucură că are în plus de data aceasta și această cale de acces, această alee modernă, foarte consolidată și foarte utilă pentru oameni. Materialul din care este realizată aleea este granit fiamat pentru a asigura siguranța atunci când condițiile meteo nu sunt favorabile. De asemenea, este realizată și o rampă de acces pentru persoanele vârstnice și cele cu dizabilități, cât și un detaliu de execuție a treptelor care previne alunecarea accidentală. E tot o regulă? Da, da. Chiar tot ce am... Da, păi este fiamat granitul, tocmai pe considerul cu acesta, ca să poată să fie în siguranță și persoane mai în vârstă, și copii. Pe rampa aceea de acces pentru persoane cu dizabilități sau persoane vârstnice, da, care o folosesc cu certitudine, ca să nu... Și la... Să mai fi o rampă acolo făcută jos. Da. Da. Mai fi o rampă acolo, să aibă acces. Lucrările sunt întoi, iar dacă și vremea va fi favorabilă, alea va fi gata în maximum o săptămână, iar atât locuitorii orașului cât și turiștii se vor putea bucura de un peisaj superb, întregit totodată de o infrastructură modernă la standarde europene.